Familia Angel locuiește aproape de șoseaua București, pe strada Pietrelor, adiacentă cu Rozelor, într-o curte cu mai multe încăperi în care conviețuiesc în total peste 20 de persoane provenite din 5 familii. Capul familiei Angel este Julian și locuiește de 20 de ani cu copiii săi într-o cameră de nici 6 metri pătrați. În ciuda eforturilor de a se muta de acolo, Julian nu a reușit nimic din ceea ce și-a propus și dacă n-ar fi ajutoarele sociale, cele în bani și cel de la cantină, lucrurile ar sta și mai rău. A 43 de ani. Locuiesc aici de 22 de ani, fără nicio posibilitate că am probleme de sănătate și eu și soția, am o simplă cantină și un ajutor social. Am doi copii minori care e la școală, de câte pot eu din ajutorul social, întrețin cu școala, plătesc și cum e la casă, dar cu acest baracă, că nu pot să lumesc cameră, nu pot să mai stau. Cu 5 copii. Familia Angel nu mai speră că va obține o locuință socială, dar are nevoie urgentă de materiale de construcție pentru a-și consolida camera. De câtă vreme locuiți în situația asta? De 22 de ani. Ați lucrat pe undeva? Cum trăiți efectiv? Ce venituri aveți? Ajutor social și cantină. Și cantină. Cantină. Cantină de săraci. Din 4 persoane mi-a tăiat, mi-a rămas 2. Iar soția mea mai lucrează pe la un vecin, uite de aici în cartier tot la fel, mă acolo, mă ajută la un spălat, la un covor, nu mă fălesc sau să mă dau rănit. Mergem pe unde putem, ca să câștigăm o pâine. Uite, am lucrat cu dimineața până acum pentru 30 de lei. Am lucrat. Ce nevoie imediate aveți, cu ce ați dori să fiți ajutat? De casă, ce altceva ce putem să avem nevoie, ca să, cu materiale. Cazul familiei Angel a fost adus atenției publice de către reprezentanții Partidului Alianța Democrată a Romilor prin liderul de zonă Ion Pădure. Ca lider de zonă aici sunt pentru că îi cunosc pe prietenii aceștia care îi cunosc din copilărie, pe Julian. El are o familie care e compusă din 5 copii, dintre care 2 sunt minori. Locuiește într-o casă care ați văzut-o și dumneavoastră prin filmarea care ați făcut-o, în aproximativ 120 de metri pătrați și are de 5 familii, dintre care el are o cameruță de 2,5 x 2,5. Locuiesc acolo toți, vara. Pentru că este cald, membrii acestei familii se consolează că deocamdată pot dormi pe afară. Dar odată cu răcirea vremii, lucrurile se complică. Cu toții așteaptă un sprijin din partea municipalității sau din partea oricui poate întinde o mână de ajutor.